Salutare, dragi tovarăși, neața, m-am trezit și o dimineață ca să filmez ceva, n-am mai filmat de mult, n-am mai făcut cineva un diss track, hai să vedem, o fi bun de ceva, dacă mă face să plâng, a câștigat challenge-ul. Care challenge-ul? Nu știu, fă-l pe video și astea și să plângă, habana, dar nu plâng niciodată, ia să vedem ce diss track mi-a făcut. Se speră că nu e cu vocea lui Google Translate, ia, disclaimer, acest clip este un pamflet, or, filmează. Acest clip este un pamflet, deci trebuie tratat ca atare. Dacă nu sunteți destul de sărătoși ca să înțelegeți asta, duceți-vă în pula mea și uitați-vă la Vlad Alexandrescu. Mersi de înțelegere. Un disclaimer absolut genial. Hai, pornește! Am înțeles, de ce stai el? Ok. Eu par foarte natural aici. Nu o să-mi bag pula, dacă nu se aude nici acum, chiar că-mi bag eu pula. Omul ăsta nu-i sănătos la cap. Special pentru COVID. Îmi place să uită la mine de pe TV. Eu. Din... Uite capul meu, asta e atât de greșită. Asta e atât de greșită, bă. A fost de conspirat. Cine trebuie să plecăm din România neapărat. Hai de capul meu. Îmi place că mi-a luat poza asta veche de pe Insta de acum vreo 3 ani, 4 ani poza asta. Găbohești 666. Și-a pus la început beat-ul ăla de la Bazooka, care era shut the fuck up. El este Ovidiu, un mare țar. Hai de cap, păi ce față am aici? Rana zice. Îmi place că a pus aici dead clock. Miguel, decât că-i lăbar. Am înțeles. Ce face cu viața lui? De căcat că l-a mâncat, mirosit și apoi l-a vomitat. Le face pe rime. El merge frumos, se plimbă pe stradă, când deodată... A, șaurmel. Cade unde în baltă. Se uită frumos deasupra, oare ce să vezi? Era șaurmel care futea doiezi. Ok, gheisme, zoofilie, merge. Ovidiu răstignit se uită în sus, zice, îți fut un pumn, direct te-ai dus. Nu știu, trebuie să fiu luat o poză care suntem speriați. Ca în meme original, dar las că merge. Ovidiu sare și fuge o dreaptă, dar ce să vezi, era numai o fată. Ovidiu sare, fuge, să fuge, când își dă seama că a ajuns pe un munte. Ok, asta n-am prea înțeles. Îi zic eu foarte furios. Așa, că tot a stat așa din aur. Așa, da, am și cu... ca să nu dau COVID-ul. Du-te, fută-te, mai ai mult până jos. Se mărab și înainte, stai aniștit. Ioi de pula mea, ce de căcat a ieșit. Mă rog, Ovidiule, te pup. Ciao. Frumos, frumos distrecul ăsta. Da, 3 minute. Mai vorbesc cu pis să facă 4 minute. Are versurile pe aici? Ai care și versurile bun. Deci versurile scrise cu pula. Parcă am asta undeva. Este Ovidiu un mare țăran. N-a zice nimic de el decât că-i lăpar. N-are ce face în viață de căcat că l-a mâncat mirosit și apoi l-a vomitat. E, l-a vomitat. Da, că tot e moldovean sau ce tipul ăsta. El merge frumos, se plimbă pe stradă când odată cade unde? În baltă. Te uită frumos deasupra, oare ce să vezi, așa nu mai putea doiezi. Răstnic se uită în sus, zice, îți fut un direct, te-ai dus. Care? Și-i fute o dreapă, dar ce să vezi, era doar o fată. Adică nu eram eu care i-a dat sau cum? N-am prea înțeles-o pe asta. Care? Ce se fute? Dă seama că a ajuns pe un munte. Aici îi zic eu foarte furios, te fute, mai e mult până jos, abuțesc. Păcat că am pisul stricat că era mai bun. Dar fac partea a doua când îl repar. Perfect, băgați aici un like și un subscribe la băiatul ăsta, să vedem partea a doua. Fac un distrem mai bun. Are imaginație, mi-a plăcut că a pus mimuri, chiar că a ieșit cam scurt. Aia, tipul are pisul bulit. A făcut 4 minute, aia că am văzut 4 minute. Bun. Sper că v-a plăcut această reacție. A fost un dis cam scurt, dar a fost ok. Voi vii să mai faceți disuri, eu nu o să mă oftic,
Cine mă face să plâng? Câștigă, nu știu, îi dau parola de la... Abar n-am. Dau cheile de la casă, nu știu. Hai, îi chem aici episodul. Reacția, mizeria asta e videoclip. Și ne auzim data viitoare. Ciao, les.